Avem primele declarații de când a adus pe lume o fetiță sănătoasă. Elena Udrea, căci despre ea este vorba, a născut-o ieri pe Eva Maria. Cum se simte proaspăta mamă după naștere, dar și ce planuri are cu fetița ei, o să vedem chiar acum. Tu-mi ești soarele și luna și te iubesc dintotdeauna. Te iubesc din alte vieți cum iubesc mari poeți. Eva Maria ne-a făcut tuturor o surpriză și nouă și medicului și a venit mai devreme. Fiind fetiță, ne așteptam să fie sub termenul calculat de medic, însă ea a venit chiar mai devreme de atât. Deși nu era niciun semn că noaptea trecută se va naște, totuși în 4 ore, după o așteptare de 4 ore destul de gravă de vedere opțiunea mea pentru naștere naturală, s-a născut Eva Maria. E un copil perfect sănătos. Eu mă simt foarte bine, probabil că ăsta este unul din avantajele femeilor care aleg nașterea naturală, faptul că ești într-o formă fizică foarte bună imediat după naștere, iar pentru copil este foarte sănătos. Suntem bine, așteptăm să ne dea voie să plecăm acasă astăzi, deci practic după o zi mie mi-ar fi dat voie să plec de ieri, dar am mai stat pentru Eva și încercăm să ne obișnim acum una cu alta. E un moment special, asta clar. Începe o perioadă specială în viața mea, la care trebuie să mă adaptez. Dar este extrem de frumoasă, este fabuloasă, pot să spun. Mi-aș fi dorit să întâmple acasă, în România, și tot sper că foarte curând vin cu Eva să-și cunoască familia. Din păcate, neașteptându-ne la venirea ei atât de devreme, familia era pregătită pentru începutul lunii octombrie să se întrunească aici, în Costa Rica. Asta este. Acum vor veni duminică, luni, când ea deja este acasă. Nici nu puteau să facă foarte multe. Rolul major l-am avut eu până la momentul acesta. Este o perioadă din viața mea de care încerc să mă bucur la maxim acest nou început. Doresc foarte mult ca foarte curând să o aduc pe micuță în România. Eva Maria l-a luat prin surprindere și pe tăticul ei, Adrian Alexandrov, care e în culmea fericirii și care imediat ce fiica lui a venit pe lume, a vrut să împărtășească bucuria cu internauții. Micuța Eva Maria s-a hotărât să ne ia prin surprindere și a venit pe lume. Sunt un tătic fericit și avem o fetiță frumoasă și sănătoasă. Se pare că seamănă cu tati. Elena se simte bine, iar sarcina a decurs normal. O bucurie greu de descris în cuvinte. Abia aștept să-mi țin fetița în brațe și să le doresc tuturor să aibă parte de momente fericite, pentru că un copil este o binecuvântare. Prin surprindere au fost luați și fanii, care n-au ezitat să-i felicite pe cei doi părinți. O veste minunată, ești tătic, vi s-a îndeplinit un vis, sunteți părinți, să vă trăiască micuța Eva Maria! Felicitări! Sănătate multă amândurora, iar fetița să aibă parte de cel mai frumos destin!